Bună, eu sunt Mimi. Eu sunt Ruxandra. Eu sunt Tudor. Eu sunt Kevin. Eu sunt Viti. Și împreună vă spunem bun venit la Căsuța cu idei! Ne bucurăm foarte mult ca în ocazia aceasta să fiți și voi alături de noi aici în Căsuța cu idei, când vom vorbi mai multe despre cartea aceasta și despre uși, dar să știți și cine ne va prezenta cartea și cu cine vom vorbi. Este vorba despre Anca Dină, care este restaurator, care este mama proiectului, ca să spun așa, cu Pipin cel curios, coordonator de cărți, cu multe, multe alte responsabilități și lucruri foarte frumoase pe care le realizează. Anca, bine ai revenit aici la noi în căsuță. Bine v-am găsit, regăsit. Dacă vreți să mai vedeți și alte ediții în care a fost Anca prezentă și în care ne-a povestit despre patrimoniul cultural, despre zone construite, protejate sau alte povești cu Pipin, puteți căutați în arhivă pe canalul nostru Speranța TV Kids și acolo sigur veți găsi cele două ediții. Dar înainte să pornim la jocuri, să vă întreb despre capra cu trei uși, parcă așa era povestea? Voi cum știți că era? Capra cu trei iezi. Să știți că și în cartea aceasta am găsit trei iezi, dar povestea e cu totul altfel și mi-a plăcut, dar nu vă spun acum prea multe detalii, pentru că vă invit să vedem rezumatul acestei ediții, apoi revenim aici pentru interviu și pentru jocuri și activități. Bună! Eu sunt Portocală și sunt nerăbdător să discutăm, să ne jucăm și să facem tot felul de activități practice sau experimente. La început, hai să stăm puțin de vorbă. Am revenit aici în platoul de filmare, alături de echipa mea minunată de patru copii și alături de Anca Dină. Înainte să povestim noi mai multe și înainte să ne oferi tu explicațiile, am pentru voi câteva întrebări. Spuneam de Capra cu trei uși, o carte foarte frumoasă scrisă de Laura Hangiu și ilustrații de Diana Tivu. Pe lângă iezii pe care îi putem descoperi și pe care îi știți deja din carte, să știți că lupul, atunci când vine în vizită, în loc să ceară să intre să cunoască iezii, se oprește și zice, ușa mamei, oh, ce frumusețe! Oare când și-o fi schimbat cu mătra capră ușa? Nu am găsit în tot orașul o ușă ca asta. Așa că să știți că astăzi m-am gândit să povestim și să aflăm mai multe lucruri interesante chiar despre uși. Uși frumoase, uși deosebite. Dar până ajungem la elementele care fac o ușă să fie frumoasă, vă rog să mă ajutați. Să facem o listă cât mai lungă cu tipuri de uși, poate din diverse materiale sau care au diverse funcții, la ce se folosesc. Dacă sunt pentru spații mai mari sau pentru spații mai mici. Cine vrea să spargă gheața? Ia să vedem. Una de la Vicky. Păi există uși de lemn. Corect, uși de lemn. Altceva. Uși de termopan. Uși de termopan. Ia să vedem. Kevin și Tudor. Uși de sticlă. Ai mare dreptate și uși de sticlă. Uși de lemn. Am auzit deja uși de lemn. Mai ajută-ne, dacă nu e din lemn, ar mai putea să fie din din metal. Perfect, uși din metal. Ia să ne mai gândim. Mai există și din OSB. Cum ai spus? Din OSB. Ah, da. Corect. Hai să ne gândim acum la funcții. Nu la materiale, ci la ce ar putea să folosească. Da. Să separe încăperi sau zone. Așa, bun. O ușă care să separe diverse zone sau încăperi. Sau să izoleze. Sau să izoleze. Și dacă e să ne gândim la
De exemplu, ușă de... chiar de aici din carte să vă arăt. Vă prezint puțin. De la ce credeți că este ușa din imaginea aceasta? Ușa de la frigider. Ușa de frigider. Izolare termică. A, izolare termică. Foarte interesant. Ce alte tipuri de uși mai găsim? Te rog. Ușa de la sobă. Foarte bine. Acolo ținea răcoarea, aici ține căldura. Mi-am adus un mic mobilier de la păpușile fetiței mele ca să ne lămurim. De la ce ar putea să fie ușile acestea? Ușile de la dulapuri. Așa, te rog, dă-i și lui, lui Tudor. O să pun aici pe masă. Aici avem... ce ar putea să fie? Imaginați-vă că înăuntru o să găsiți umerașe cu haine. Tot dulap. Dulap sau? Si, si, si. Șifonie. Așa. Ei, acum am tot o ușă. Când fac așa. Am tras de mânerul unei uși. Nu prea. Dar ce este acesta? E un sertar. Bun, aici avem tot o ușă de la... ce ar putea să fie aici? Chiuvetă? Masca de la chiuvetă, exact. Sau ușa de la... cuptor. De la cuptor, ca în ce a zis Kevin cu soba. Și am mai adus ceva, îi scrie toy box. Și când ridic... am tot ușa? Da. Seamănă cu o ușă dacă aș ține așa. Dar dacă țin așa, este tot o ușă? Precum la lada de zestre, capacul de la... A, ia uzi, nu mai este ușa. Avem capacul unei lăzi de șucării. Oh, deci observăm că unele lucruri pot semăna cu o ușă, dar nu sunt uși. Contează foarte mult poziția lor și atunci... aha. Și modul în care se deschid, modul în care se ridică, se trag, se... dar, generic, tot la ușă ajungem cu gândul. Ușă, capac, deschidere. Mm-hmm. Suntem în zona aceasta de închis, deschis, expus sau ascuns. Foarte, foarte bune precizări. Ultima mea întrebare pentru voi, iar apoi o să trec la Anca. Mi-ați povestit puțin cam care este rolul unei uși, dar mă interesează și la componente. De exemplu, ce am eu aici sunt niște uși destul de simpluțe. Aici de ce țin când pun degetele? Mâner. Un mâner. Ca să se deschidă, ce are? Balamale. Balamalele, exact. Că altfel, dacă n-ar avea balamale, când aș trage de ea, aș rămâne cu ușa în mână. Ce alte accesorii sau ce alte elemente ar putea să mai aibă o ușă? A mea n-are decât atât. Broasca pentru chei. Corect. Altceva? Dacă este... ferestre. Ar putea fi o ușă cu ferestre. Da, ai dreptate. În ce stă o ușă de intrare, de exemplu? Stă așa sprijinită de perete sau are ca un fel de lătrat? Încadrament. Oh, deja este un cuvânt nou ce spui tu. Până ajungem la încadrament, toc. Tocul ușii. Când apăsăm pe ceva care seamănă cu un mâner... clanță. Clanță. Bun. Și te rog să ne ajut cu dacă am omis ceva. Ce ar mai putea avea o ușă sau ce componente sau ce accesorii? În funcție de... noi am... în cartea pe care a arătat-o puțin mai devreme, ne-am referit în primul rând la ușile istorice, care au tot felul de elemente... ce le încadrează în stil în funcție de stilul casei în ansamblu. Și atunci pot să fie tot felul de elemente de feronerie, elemente de modelaj în lemn, lemn sculptat, pot să fie elemente care păzesc ușa, pentru că mai acum 100 de ani, când fațadele se decorau foarte bogat, existau, de exemplu, gargui.
Nu, existau mascaronii și gargoii, dar mascaronii care păzeau ușile, la început cu figuri înfricoșătoare, se spunea că alungă demonii și erau în jurul ușilor și a ferestrelor. Gargoii aveau, în general, prin apropierea balcoanelor, pentru că erau cei care preluau apa din balcoane sau din diferite locuri. Mai erau puși și decorativ, fără să aibă neapărat acel rol de a prelua apa. Înainte să continuăm, pentru că a spus și Vicky ceva de încadrament. Dar se poate ca ușă să aibă și geam? Da, e posibil să fie. Ia să mă uit aici chiar în carte. Cred că am văzut o ușă. Ia te uite, ușa la care s-a oprit lupul, ușa caprei, avea și geam în spatele... Tocmai pentru că ele lăsau ca holul de intrare sau vestibulul să fie luminat, să pătrundă lumina. Adică funcționau și ca o fereastră și ca o ușă, fiind cu ferecătura aceea de metal sau cu diferite elemente de lemn, aveau și rolul de a proteja, pentru că era un fel de, să zicem așa, gratii ascunse, într-un mod foarte frumos. Adică nu puteai să treci de ele, dar prin fereastră, prin geamul respectiv, puteai să privești sau puteai doar să treacă lumina dacă sticla era mată. Hai să ne întoarcem puțin la carte. Am văzut că e vorba de un lup, deja o capră, am văzut și iezii în interior, dar cine este personajul acesta albăstrui de aici din colț? Pentru că la început m-ai prezentat ca mama lui Pipin, pot să spun că, așa cum ne-au zis niște copii într-un mod foarte drăguț, Pipin are două mame. Aha. Eu sunt cea care îl plimbă peste tot și îl include, îl face legătura cu copiii și îl include în diferite proiecte, dar mama lui, creatoarea lui Pipin, este Laura Hangiu, cea care a scris și această carte, iar Pipin este un pițigoi albastru care ne ajută să le povestim copiilor despre patrimoniu cultural. El este un pețigoi albastru mic, poate să ajungă peste tot. A descoperit la rândul lui când era mic patrimoniu, încă este un copil și el, un pui de pițigoi. A descoperit patrimoniu când a vrut să-și construiască un cuib. Și atunci a observat că nu poate chiar oriunde, pentru că unele lucruri s-ar strica dacă ar construi acolo. În același timp și-a făcut o mulțime de prieteni, cum sunt atlanții sau acești mascaroni de care vorbeam, sau cariatidele de pe fațade, și a învățat poveștile lor și acum vrea să transmită mai departe aceste povești. De ce i-au plăcut lui Pipin ușile frumoase? Am văzut pe copertă niște case deosebite și ne-ai povestit deja că îi place să se împrietenească și să descopere... Și casa aceasta, Casa Caprei, este chiar una de pe Dumbrava Roșie, în general în poveștile... În București? Da, în, aproape de Parcul Ioanid. În general sunt toate elementele care se găsesc în cărțile și poveștile cu Pipin sunt inspirate din realitate sau se găsesc în realitate și pot să fie văzute la fața locului. Toate căsuțele, practic, se găsesc undeva în oraș, în București sau în alte părți. Și ușile care sunt în carte, de asemenea, sunt uși reale. De ce i-au plăcut lui Pipin aceste uși? De ce este el interesat? Pentru că ușile sunt, ca și ferestrele, deși sunt foarte importante și lipsite de pe o fațadă, și în același timp construiesc imaginea fațadei, dau personalitate, sunt cele care adesea sunt foarte neglijate. Și atunci am zis, haide să ne oprim puțin asupra lor, să vorbim despre lucrurile pe care le avem sub nas, dar nu le vedem. Și cum a pățit lupul, am pățit-o și eu la un moment dat. Eram la volan, nu mergeam prin București și la un semafor am văzut o ușă pe care o vedeam destul de des, pentru că
trec prin zona respectivă, dar atunci pica lumina atât de frumos încât am zis, wow, ce ușă! Uneori și momentul și starea noastră ne face să descoperim lucruri pe care poate altfel nu le vedem și ne aduc o bucurie în plus dacă știm să le privim și dacă nu trecem nepăsător pe lângă ele. Ce anume face diferența între o ușă frumoasă, așa cum ai prezentat-o tu, aceea care te face să spui wow, și una banală? Locul, contextul în care este pusă. Casele istorice au niște uși frumoase. Cum spuneam, și ele sunt încadrate și depind de stilul în care este făcută casa. Dar o ușă frumoasă poate să fie și una foarte simplă. Nu trebuie neapărat să fie decorată. Ea trebuie să fie pur și simplu potrivită cu locul unde este. Am văzut uși frumoase care mi-au atras atenția pur și simplu la un hambar, pentru că erau foarte simple și într-o armonie cu ce se întâmpla în jur. Erau de lemn, niște cu foarte mici decoruri sau poate unele chiar foarte simple, dar pentru că în ansamblu erau de acolo, le simțeai că sunt de acolo, deveneau niște uși frumoase. Ceea ce încercăm noi să, prin proiectele și prin cărțile cu Pipin, este tocmai acest lucru, să-l aducem în atenția oamenilor și a copiilor, că fiecare lucru este potrivit într-un anumit loc, nu orice se potrivește oriunde, și fiecare are frumusețea lui dacă este acolo unde trebuie. Și milităm pentru păstrarea acestor uși simple sau decorate, dacă ele sunt istorice, au o vechime și au o poveste. Adică în detrimentul ușilor noi, din materiale noi, termopan, care pot fi foarte potrivite la o casă nouă, dar total nepotrivite într-un alt context în care înlocuiesc ceva istoric și cu o frumusețe aparte. Exact. Frumusețea, deși se zice că e frumos și îmi place mie, trebuie să credem puțin și specialiștii, puțin mai mult, pentru că gustul se ducă, se formează și trebuie să fim tot timpul să învățăm. Să învățăm despre ce înseamnă frumosul, ce înseamnă frumosul din jur. Și da, desigur, după ce avem o experiență, putem să alegem noi între tipurile de frumos care există. Pentru că o casă în stil neoromânesc sau o casă modernistă pot să fie ambele foarte frumoase și atunci pot să aleg dacă îmi place așa sau îmi place așa, dar trebuie să le înțelegi pe fiecare și să știi câte ceva ca să poți să înțelegi și să le apreciezi și pe unele și pe altele. Aș vrea acum să urmărim un tutorial, o activitate practică, iar apoi revenim aici pentru a afla și alte răspunsuri la întrebările noastre. Bună, copii! Eu sunt Vezitură și îmi plac foarte, foarte mult activitățile practice. Îmi place să pictez, să modelez în lut sau să experimentez tot felul de tehnici de genul acesta. Oare despre ce e vorba în activitatea de astăzi? Pentru această activitate practică, aș vrea să vă propun o idee pe care eu am învățat-o când eram puțin mai mare decât voi în școală, la ora de modelaj. Așa că am pregătit o bucată de 2 kg de lut pentru modelaj, din care aș vrea să facem un ornament inspirat din ușile acelea frumoase, ușile istorice, ușile clădirilor de patrimoniu pe care le vizitează și Pipin, pițigoiul albastru din cartea aceasta, Capra cu 3 uși. Ce materiale vom avea nevoie? Păi prima dată avem nevoie de lut și unelte, iar pentru anumite unelte, cum ar fi deboșoarele, putem să ne ajutăm de niște sârmă, iar ca să fixăm uneltele folosim un creion pe post de suport, adeziv de hârtie, patent, iar apoi, după ce modelăm în lut, aș vrea să avem un ornament mai durabil, așa că vom turna ipsos pe care îl amestecăm în acest vas cu apă. Îl turnăm aici într-un suport pe care îl construim și apoi lăsăm să se usuce. Dar știți cum facem? O luăm pe rând și vă arăt pas cu pas la fiecare etapă ce veți avea și voi de făcut. Prima dată aș vrea să-mi fac niște unelte care să aibă o buclă metalică, așa că voi folosi această sârmă și cu ajutorul unui patent voi face o tăietură să fac un fel de deboșoar. Pentru că
voi dori să sculptez, să scot din lutul acela și să creez un fel de negativ, iar după ce torn ipsosul, partea din ipsos va fi pozitivul lucrării. Veți vedea imediat despre ce e vorba, pe măsură ce înaintez. Bun, avem sârma îndoită sub formă de U. Trebuie să fie o sârmă mai tare, care să nu cedeze atunci când o introducem în lut. Cu degetele răsucesc puțin sârma, iar partea aceasta răsucită încerc să o fixez pe creion. Eventual mai las puțin să pun și în jurul creionului, iar apoi pun și bandă adezivă. Iar cei mai mici dintre voi să fiți mereu atenți cu obiectele mai ascuțite sau tăioase sau, dacă nu vă descurcați, cereți ajutorul unui adult. Pentru etapa următoare, aș vrea să pregătesc puțin suprafața de lucru. Am nevoie de o bucată de lut de pe margine, bucata aceasta și bucata aceasta, pentru a înălța mai târziu pereții spațiului în care voi turna ipsosul, așa că voi tăia o secțiune de aici și încă una de aici. După ce îndepărtez partea aceasta, îmi creez un mic desen, un contur, și apoi voi începe să scot materialul ca și cum ar fi negativul acestuia, adică partea amprentată. Dacă pun așa degetul și sculptez, de exemplu, un deget în relief, este pozitivul. Dacă las o urmă de deget, aici este negativul. Asta vreau să fac și eu pentru un ornament, poate ca acesta sau ca ceva de aici, din imaginile din cartea cu Pippin. Sunt gata la etapa aceasta. Am sculptat elementele care vreau să iasă în relief atunci când voi turna ipsosul. M-am jucat puțin cu sârmulițele și cu uneltele și am făcut modelul acesta de aici din carte, bucățica aceasta cu linii paralele din relief, floarea și frunza aici și aici, iar apoi am ridicat un zid de jur împrejur ca să țină ipsosul ca un fel de cădiță în care torn ipsosul în stare lichidă, în așa fel încât să se muleze după formele pe care le-am făcut deja. Dar cum lucrez cu ipsosul și ce va ieși, vă arăt în a doua parte a tutorialului. Dragilor, am revenit aici în platoul de filmare și suntem gata să descoperim lucruri interesante despre detaliile care se regăsesc pe fațadele caselor în apropierea ușilor, căci ușile sunt vedetele noastre de astăzi. Am deschis cartea aceasta Capra cu trei uși la o imagine care de data aceasta nu mai face parte din poveste, ci este o fotografie chiar din realitate. Și te rog frumos, Anca, să ne povestești despre elementele acestea, despre unele deja ne-ai povestit, doar să ne le și arăți, să le identificăm. O să spun că este o ușă din Piața Amzei, de la o casă din Piața Amzei. Deci o putem găsi acolo dacă mergem în vizită. Cumva pe lateral, din acest punct de vedere are și un pic unghi pentru că e o curte îngustă. Spuneam de ușă că poate să fie din diferite materiale. Aceasta este din lemn și este foarte atent decorată. Are și sticlă, cum spuneați voi, copiii, tocmai pentru a ilumina spațiul de intrare. Are un încadrament, acesta
de piatră, destul de dezvoltat chiar în partea de sus. Deci ce înseamnă încadrament? Acesta de piatră. Ah, ca un fel de chenar, așa? Exact, ca un fel de chenar. Bun. De o parte și de alta sunt mascaroni. Spuneam mai devreme că ei aveau rolul de a proteja casa de rău, de spiritele rele. La început mascaronii aveau niște fețe foarte dure, înspăimântătoare. După aceea, de-a lungul timpului s-au mai schimbat și au devenit chiar figuri zâmbărețe și binevoitoare, care te așteptau dacă erai om bun. Te lăsau să intri dacă ești om bun. Felinarele, desigur, și observați că sunt și ele, deși din fier, sunt în acord cu tot ansamblu. Cum spunea Mioara mai devreme, există și tocul ușii și avem și aceste împărțiri ale ușii, pentru că este ușa principală și cele două spații care ajută, susțin practic ușa într-un singur canat. O să vedem mai departe ce înseamnă cu un canat sau cu două canaturi. Ce să vă mai spun? Gargui. Gargui sunt aici sus. Cum spuneam, ei de obicei sunt cei care preiau apa, dar aici au un rol decorativ și un rol, se sprijină cumva, sunt pe pagina cealaltă, au niște scuturi, probabil erau niște simboluri ale casei sau ceva acolo, nu am identificat suficient de bine în detalii, iar de jur împrejur pe încadramentul de piatră sunt elemente vegetale și animale, sunt niște animăluțe, șuricei, nu știu ce sunt, nu chiar șuricei, dar sunt niște animăluțe care se împletesc împreună cu vrejurile vegetale. Probabil doar cu rol decorativ. Și ce înseamnă capitel? Că mai am văzut acolo denumirea de capitel. Capitelurile sunt în partea de sus a coloanei. Coloanele sunt cele care sprijină și sunt acestea aici, la lemn, da? Sunt ele sprijină, un fel de stâlpi decorați și partea de sus a stâlpului este un capitel. Le vedeți în cele două care străduiesc ușa. O mulțime de informații. Ai spus de canat și văd că scrie aici în partea dreaptă de canat sau ne mai povestești? Da, dacă dăm pagina? Ceea ce, da, aici este explicația lui, dar dacă dăm pagina avem uși în două canaturi. Acestea care se deschid, deci într-o parte și în alta, se pot deschide cu totul. Și aici avem mascaroni, iarăși pe ele. Aceasta din lemn, da, și mascaronii și avem mascaronii deasupra. Deci astea sunt în două canaturi? În două canaturi, iar aceasta simplă e într-un singur canat. Aha. Aceasta sau cea albastră. Ce pictată. Este partea aceasta de sticlă, așa ca un fel de acoperiș? Este o marchiză. Când este din fier forjat și sticlă, marchiză, și uneori mai este din lemn, se cheamă copertina atunci. Deci aici avem două marchize și mai sunt la unele uși de tot așa cu rol de protecție din, și rol decorativ în același timp din lemn. Oh, foarte interesant. Avem și atlanți la această ușă de jos. Aici sunt atlanții? Da, sunt acești doi atlanți care tot așa au rol de susținere. Sunt doi bărbați puternici care susțin, au rolul coloanei. Și sunt, deci avem, mai devreme spuneam de coloană cu capitel, sunt acești atlanți care susțin sau pot să fie niște doamne care susțin cu capul, cariatidele. Deci doamne cariatidele, domnii atlanți. Atlanți, bun. Sau de stâlpii aceea cu capitel în partea de sus. Oho, dar mai am o întrebare. De ce în zilele noastre, vrei să ne mai spui ceva din imaginea acelea? Pot să spun doar că noi am ales o parte, câte uși există, o parte dintre ușile care există, dar dacă suntem atenți și privim în jur, o să găsim mult mai multe. Sigur, în aceste pagini am ales câteva reprezentative. Uitați aceasta ce încadrament mare are. În Transilvania veți găsi adesea, când veți merge, porțile acestea mari care au o altă ușă mai mică, cumva ascunsă sau chiar tăiată din materia celei mari, prin care se intră ca să nu deschidă de fiecare dată. La mănăstiri veți găsi o ușă și mai mică în poarta de acces. Tot așa,
pentru a nu intra oricine și a nu intra oricum atunci când mănăstirea era închisă sau să aibă cumva o măsură de siguranță suplimentară, mai unele sunt făcute mai mici și pentru a te pleca înainte să intri într-un spațiu. Era... Cred că la BC am văzut lucrul acesta, nu cu scopul de a te umili, ci cred că e cu scopul la de a nu ieși căldura. Exact, să nu plece de foarte multă căldură, iar la, da, în unele spații sunt și cu spațiu de, cu rolul de a proteja, adică dacă trebuie să te apleci, automat nu mai intri cu securea în mână, intri mai să vezi ce se întâmplă acolo și ești... mai precaut. Exact, și cei dinăuntru pot să se protejeze. Să vadă cine a intrat, să protejeze spațiul mai bine și să se apere în caz de ceva. Foarte interesantă povestea aceasta a diferitelor roluri pe care le poate avea o ușă. În unele case, mai ales casele unor oameni mai bogați, care aveau case mai mari, mai există și ușile acelea misterioase, ascunse, care pot să fie, știți, cum după apar în filme, tragi de o carte și se deschide biblioteca, sau pot să fie pur și simplu tăiate într-un decor foarte pictat, cu un perete cu multe elemente și este o tăietură foarte simplă a ușii, care și ea pictată la fel ca și fundalul și nu o observi unde este, decât dacă te uiți foarte atent sau o știi. Și se practicau de la biroul domnului care trebuia, eu știu, să primească, nu vrea să primească pe oricine și atunci trecea ușor din dormitor într-un alt spațiu de unde putea să plece dacă nu vrea să fie acasă. Ia uite, cât de interesant. Aș vrea să fiți foarte atenți pentru că la final o să vă rog să alegeți un cuvânt cheie din tot ce ați auzit, poate un termen nou pe care l-ați învățat sau ceva nou ce ați învățat. Sau ceva nou ce ați aflat, ca să punem în cutia curioșilor un cuvânt cheie, da? Aș mai atrage atenția asupra unui lucru, că unele uși din acestea pot să fie foarte triste. Noi am pus aici un detaliu cu o ușă vandalizată, pentru că aceste uși, deși sunt frumoase, nu sunt tot timpul apreciate, unii nu le cunosc valoarea și atunci se poate întâmpla să fie stricate cu rea intenție. Este cea de aici, este un exemplu, dar cred că oriunde mergem în localitatea unde stăm, găsim și exemple de genul acesta și e mare păcat să se întâmple. Adică, până la urmă, o fațadă și o ușă care este pe această fațadă au un rol foarte important pentru cum ne simțim noi toți. Nu numai cel proprietarul are casa. Noi avem fațada și fațada este a tuturor. Iar în funcție de cum este această fațadă, ne transmite o stare de bine sau o stare de mizerie, disconfort, neglijență, care nu tot timpul înțelegem că ne face rău. Nu ne dăm tot timpul seama că ne face rău ceea ce vedem. Dar cum vă simțiți când vedeți o casă frumoasă, îngrijită și cum când e una... care lasă de dorit sau care a fost vandalizată. Exact. Nu din dorința proprietarilor de a arăta așa, ci din alte cauze. Ne întoarcem puțin la ușile acelea frumoase pe care ni le-ai arătat, care au atât de multe elemente decorative. De ce în zilele noastre nu prea mai vedem făcându-se astfel de uși, de case? Pentru că nici ținutele noastre nu mai sunt rochii cu crinolină. Este o evoluție a societății, a nevoilor pe care le au oamenii și a nevoilor adaptate la stilul de viață. Și atunci, cum ținuta noastră a evoluat, cum joburile noastre au evoluat, cum școala s-a schimbat sau ar fi trebuit să se schimbe, la fel și casele și-au schimbat aspectul. Și dacă la început erau acelea la sat, în localități tradiționale, după aceea au apărut arhitecții, au adus tot felul de stiluri din afară, s-au dezvoltat aici, cum este stilul neoromânesc, pornind de la elemente tradiționale combinate cu nevoile și cu evoluția vieții de la oraș și a caselor de dimensiuni mari. Tot așa adică și în timp după aceea au apărut linii tot mai simple, au apărut alte stiluri, apoi au venit și partea politică care a mai influențat, iar acum se merge în general pe materiale mai simple, mai ușor de construit, minimaliste, pentru că omul vrea să facă mai repede curat, să aibă mai puțin de îngrijit, pentru că viața lui este mult mai
tumultoasă sau, eu știu, are mai puțin timp pentru partea aceasta. Dar partea istorică a acestor case și a acestor uși istorice, deci partea aceasta a localităților noastre este foarte importantă pentru că ne definește și arată că noi suntem aici și dinainte și deși nu se mai construiește la fel, sau mai ales pentru că nu se mai construiește la fel, trebuie să avem foarte multă grijă de cele care, pe care le-am moștenit și care au rămas din epocile anterioare. Și ultima întrebare din calupul acesta, ușile pe care le ai prezentat, ușile acestea frumoase, putem spune că despre ele fac parte din patrimoniu? Clar, ele sunt patrimoniu. Uneori sunt numite patrimoniu minor, dar în ansamblu unei fațade sunt la fel de importante cum este și gura noastră. Și noi toți vrem să avem o gură frumoasă și un zâmbet frumos și nu ne-ar plăcea să fim știrbi și eu știu cum să avem o față care disgrațioasă pe care alți oameni ar vrea să o privească. Așa este și cu o casă. Trebuie să fie acolo o ușă frumoasă, bine încadrată, niște ochi frumoși, ferestrele și toate celelalte elemente, părul, nu? Tencuiala feței, da? Tencuiala casei, totul trebuie să fie în armonie cu casa pentru a ne bucura pe noi cei care privim. Oh, acum aș vrea să vă invit să vă gândiți la tot ceea ce ne-a povestit Anca. O să avem și un joc pregătit după ce vedem împreună un alt material, iar apoi vom reveni aici pentru a continua această ediție. În prima parte a acestui tutorial v-am arătat cum am modelat din lut, cum am sculptat, mai bine zis, o floare și o frunză din ilustrația aceasta, din cartea cu Pipin, un relief care decorează o casă istorică. Iar acum aș vrea să vă arăt cum putem să turnăm ipsos ca să ne rămână acest relief, acest mulaj, una dintre modalitățile care se poate folosi atunci când avem nevoie de matrițe și pentru ceea ce facem noi când ornăm casele sau alte decoruri. Am aici ipsos pentru modelaj, voi pune în vas, apoi voi amesteca cu apă. N-aș vrea să nu fie nici foarte tare, pentru că se întărește imediat, dar nici foarte lichid. Cam de consistența unei smântâni mai groase. Este gata ipsosul, cam aceasta este consistența, așa că o să îl torn aici. Încep cu detaliile și apoi continui. Nu o să pun până sus, mai ales că pereții nu au aceeași înălțime. Și este important să nivelez. Și apoi voi bate ușor forma ca să scot bulele de aer, să mă asigur că a intrat bine ipsosul peste tot. Acestea fiind zise, va fi nevoie să las acum forma la uscat câteva ore, în funcție de consistența ipsosului. Dacă ați făcut un ipsos mai tare, atunci este posibil să se întărească mai repede. Dacă nu, las până când este suficient de tare ca să pot desface lutul și să obțin ornamentul pe care l-am sculptat puțin mai devreme. Dar este important să îmi curăț uneltele, așa că mă voi duce să spăl ipsosul, dar nu la chiuvetă ca să nu blochez, să nu înfund scurgerea. Mai întâi iau cu un șervețel surplusul și ipsosul acesta îl pot pune pe o hârtie să se întărească și apoi, după ce s-a întărit, să curăț și să mă asigur că las curată în urma mea. Am lăsat câteva ore la soare să se usuce. Deja s-a întărit, încă nu este uscat complet, pentru că are nevoie de mai mult timp până se evaporă toată apa și
cred că și voi sunteți curioși așa ca și mine să vedem ce a ieșit aici. Oare este bun relieful, a fost bună matrița? Desfac ușor pereții aceștia laterali pe care i-am adăugat la final. Și lutul poate fi refolosit, dați la o parte bucățelele de ipsos care au rămas, cum ar fi marginea aceasta, și apoi lutul cu puțină apă se poate refolosi. Iar apoi voi încerca să curăț puțin ipsosul. Puteți să și șlefuiți anumite zone. Am terminat de curățat, am îndepărtat și cu șervețelul și cu bățul de frigărui, ori cu vârful, ori cu baza. Și după ce se mai usucă, o să mai curăț puțin și să șlefuiesc puțin, iar apoi aș putea chiar să și pictez ornamentul acesta, dacă îmi doresc să-i dau o altă culoare. Trebuie lăsat foarte bine la aer să se usuce, încă se simte umed, dar a fost suficient de solid cât să-l pot scoate din matrița de lut. Cred că ați putea să faceți și voi lucrul acesta, eventual împreună cu unul dintre părinții voștri, dacă sunteți mai micuți și aveți nevoie de ajutor, să vă faceți o matriță în care apoi să turnați ipsos și să vă păstrați plăcuța voastră decorativă la voi acasă, pe etajeră, sau poate, cine știe, faceți o serie de astfel de mici tablouri pentru a le oferi apoi cadou. Puteți să-i puneți și o agățătoare atunci când ipsosul este încă ud, când înainte să se întărească, astfel încât să puteți agăța apoi micuța voastră placă decorativă într-un cui sau într-un cârlig. Nu mai rămâne decât să vă doresc mult spor la lucru, dacă alegeți și voi să puneți ideea aceasta în aplicare. Îmi place să vă ascult cum discutați, îmi place să observ cum învățați, dar cel mai mult îmi place să văd cum vă jucați. Este momentul pentru un joc și vă provoc și pe voi, dar și pe voi, să vă uitați la panoul acesta și să găsiți cât mai multe cuvinte, atât pe verticală cât și pe orizontală, cuvinte care să aibă legătură cu subiectul pe care l-am discutat. Pot fi termeni din aceștia noi pe care i-am învățat de la Anca, pot fi denumiri ale accesoriilor sau ale elementelor care compun o ușă, ce are legătură cu ușa. Și când ați descoperit un cuvânt, îl spuneți la microfon, iar eu îl caut și îl încercuiesc pe planșă. Începem cu băieții, că voi aveți microfoanele. Cine sparge gheața, te rog. Încadrament. Încadrament! Ia uite ce cuvânt complicat ai găsit. Este aici jos. Încadrament. Următorul cuvânt, la Tudor. Ai găsit? Uite-te, ia așa fiecare rând în parte, și pe orizontală, și apoi și pe verticală. Lasă-i, te rog, Ruxa Andrei, și apoi îți dăm ție după ce zice și Vicky un cuvânt. Marchiză. Marchiză, bun. Aici sus avem marchiză. Te rog, Vicky. E pe ultimul rând Atlant. Ultimul rând, unde? Aproape. A, e jos. Am și uitat unde le-am pus. Mulțumesc, am găsit deja trei. Tudor, ai găsit? Zăvor. Este cel care închide ușa. Așa, zăvor. Un fel de închizătoare a ușii. Da. Când te duci la baie, ori în cui, ori tragi zăvorul, să nu-i trei nimeni peste tine. Foarte bine, avem zăvor. Urmează Kevin. Mascaron. Mascaron? Unde ai găsit? Aici sus. Mascaron. Urmează Roxy. Sau Vicky. Hai că... L-am lăsat mascaron. Ce bine că aveți voi ochi de vulturi, că avem
Acum și nu-l la final. Mulțumesc! Gargui. Gargui. Pe al doilea rând, pe orizontală. Gargui. Da, într-adevăr. Ajutați-mă cu următorul. Balama. Balamaua este... Aici. Da. Kevin Tudor, voi ați mai găsit ceva? Kevin? N-ai mai găsit? Bun, atunci, fete. Mai e un capitel, îl văd la mijloc. Da, capitel. Mâner. Uite, Anca ne-a găsit aici un capitel. Și lângă și un mâner. Și mânerul, da. Aici sus avem mâner de la... Mai este toc. Unde e toc? Cu oul de la mascaron. Ah, da. Și sub toc ce am pus? Foarte frumos joc de cuvinte... Canat. De canat, m-am inspirat din, tot din carte. Avem și acolo un joc pe care îl descoperiți când citiți cartea. Câte cuvinte trebuie să fie? O întrebare foarte bună. 13. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lanț. Un lanț acolo, nu? Lanț? Sau clanță? Clanță. Și lanț și clanță. Și lanțul poate să lege ușa. Da. La lanț nu m-am gândit, dar la clanță da, m-am gândit. Lacăt. Al doilea rând. Da, da. Și lacăt. Foarte bine. 1, 2, la Biertan este o închizătoare interesantă cu 17... O ușă cu 17 de la o închizătoare. Se pac, 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 puncte de prindere. Deci trebuie să fii un adevărat... Să spargi ușa aia, da. Maestru pentru a... Este și ea de patrimoniu, acum nu mai sparge nimeni, din fericire. Ce bine. Dragilor, mulțumesc că m-ați ajutat să găsesc aceste cuvinte aici în joc și sper că și voi ați reușit să căutați și să identificați, să găsiți. Vă invit să vă faceți poate propriul vostru joc. Căutați cuvinte cheie, le așezați pe verticală, pe orizontală, în așa fel încât să se îmbine, apoi mai adăugați de jur împrejur alte litere în spațiile goale și gata jocul. Îi provocați pe prietenii voștri să recapituleze poate o lecție sau să învățați ceva împreună. Acum este momentul să urmărim prezentarea de carte, apoi revenim aici pentru Cutia Curioșilor. Copii, fiți pregătiți! În curând urmează concursul! Dar, pentru că îmi place să descoper tot felul de cărți, de jocuri sau obiecte interesante, vă invit să fiți foarte atenți la următoarea rubrică. Este momentul să vă prezint pe îndelete cartea care a fost subiectul acestei ediții și anume Capra cu trei uși de la editura ACS. Haideți să aruncăm un ochi și în interior să vedem ce detalii se ascund aici. Capra cu trei uși este scrisă de Laura Hangiu, iar ilustrațiile îi aparțin Dianei Tivu și găsiți cartea aceasta, precum și alte cărți din aceeași colecție despre patrimoniu și despre conservarea acestuia la editura Art Conservation Support și îmi place că scrie aici ca un fel de slogan Cartea de salvare, despre salvarea patrimoniului. Este vorba despre... Lupul care vine în vizită la cei trei iezi, în lipsa caprei, dar datorită lui Pipin, pițigoiul albastru care apare în poveste, vom vedea cum acțiunea se schimbă. De exemplu, ajunge lupul și se miră de frumusețea ușii care străjuia intrarea în casa caprei. Trei iezi, cucuieți, ușa mamei. Ce frumusețe! Oare când și-o fi schimbat cu mătra capră ușa? N-am văzut în tot orașul o ușă ca asta. Și am văzut ceva uși la viața mea, dar reliefuri așa niciodată. Cum poate o bucată de fier să se încolăcească și să deseneze asemenea forme? E cea mai frumoasă ușă pe care am văzut-o vreodată. Apoi... Iezii îi deschid înainte ca el să adreseze rugămintea aceasta și împreună cu Pipin, pițigoiul albastru, pornesc o discuție despre cântat, despre uși, despre a doua ușă, una și mai frumoasă. Lupul este invitat înăuntru și descoperă, wow!
Când vede ușa lângă care Yezi s-a oprit, rămâne gură cască. Într-adevăr, ușa asta era și mai frumoasă decât cea de la intrare. Florile din fier forjat se transformaseră aici în vrejuri, ciorchini, ghirlande, dar de data asta toate erau cioplite în lemn. Oh, dacă asta ți se pare cea mai frumoasă ușă, înseamnă că nu știi ce se ascunde în spatele ei, spune Yezi, citind uimirea de pe fața lupului. Văd ce se află în față, e un mare lacăt. Nu vedem același lucru? Se uită lupul de la un iet la altul. Ei, și Yezi, împreună cu Pipin, îl provoacă pe lup să spargă lacătul cu dinții, deoarece chiar era la lănțișorul de la gâtul mamei, și să vadă care este ușa din spatele acesteia. Iar ei, încântați, îi prezintă lupului ușa frigiderului care ascundea înghețată. Lupul săracul nu prea mai era încântat de dinții lui, pentru că atunci când mama intră pe ușă, începe să-i ia la rost. Cine v-a dat voie să mâncați dulce înainte de masă? Spune mama, sărindu-i frunzele din gură. Cu metre lup, tare mai dezamăgit. Ai dat în mintea copiilor. Adună-ți dinții și hai să mergem la dentist. Este o poveste foarte frumoasă care pune în valoare ușile clădirilor acestora istorice, care pune în valoare frumosul și detaliile care ne atrag atenția și care ne fac să prețuim patrimoniul. Dar nu găsim doar poveste și ilustrații încântătoare pe tema poveștii, ci găsim tot felul de activități pentru copii, de la întrebări și explicații, la idei pentru construcții în origami, detalii pe care le vedem în fotografie, așa cum am văzut și în timpul emisiunii, și tot felul de jocuri și activități pe care le puteți face pentru a învăța mai multe și pentru a vă fixa informațiile despre ușile frumoase. Și am și o veste bună. Cartea aceasta, Capra cu trei uși, poate fi a voastră și, în plus, și un prieten de-al vostru se poate bucura de ea, pentru că am primit două exemplare pentru voi, pe care vi le oferim în cadrul concursului nostru. Ce concurs? E foarte simplu. În ultima duminică din lună, îi rugați pe părinți să intre pe pagina noastră de Facebook, pagina emisiunii Căsuța cu Idei, iar acolo veți găsi o postare de concurs. Vă înscrieți cu toții și vedem, prin tragere la sorți, cine va fi câștigătorul. Iar câștigătorul va oferi un exemplar și unui prieten. Vă aștept pe toți să vă înscrieți și vă doresc mult, mult succes! Vouă vă plac cutiile? Mie da! Însă acum am o întrebare. Ce se află în cutia curioșilor? Cât timp voi ați urmărit prezentarea de carte, i-am rugat pe cei patru copii care formează echipa de astăzi să scrie un cuvânt cheie și am pus aici patru bilețele. Sunteți și voi curioși să aflați ce este în cutia curioșilor? Păi vă spun imediat. De exemplu, avem aici clanță, primul cuvânt. Dintre voi patru, cine a scris clanță și de ce? Eu. De ce Kevin a ales? E foarte bun cuvântul, se potrivește perfect cu tema noastră a ușilor. Dar de ce clanță? Ce ți-a părut interesant la o clanță? Pentru că ca să... La ce ne ajută o clanță? Ca să închidem ușa. Corect. Exact. O închidem sau o... deschidem. Foarte utilă. Dacă n-am avea nicio clanță, nu am reușit, nu-i așa? Să pătrundem într-o încăpere, într-o clădire sau în alte spații. Bun, dar nu doar clanță avem aici, ci și balama. Al doilea cuvânt cheie care vine de la... mine. Așa, Tudor. De ce ai ales balama? De ce ți-a plăcut? Este pare interesant cuvântul. Așa, este interesant cuvântul. Și ce face o balama la o ușă? Hai să-l ajutăm. Ce rol are balamaua la ușă? Uite, de ajutor. Cu ajutorul balamalei se mișcă ușa, adică poți să miști. Exact! Ne ajută să folosim clanța, dar să se poată deschide. Degeaba am avea clanță dacă nu avem și balama. Cam rămâne cu clanța în mână. Acum avem siguranță.
Eu am scris cuvântul. De ce? Ai în primul rând, ușa a fost creată pentru siguranță, ca să nu intre oricine. Da. Și... foarte, foarte bine ai spus. Și uneori, să știi că folosim noi oamenii ușa pentru siguranță și în sens invers. De exemplu, când începuse copilul meu micuț să o ia la sănătoasa și să vrea să acționeze toate clanțele, toate ușile, încuiam și țineam ușa închisă, stai, nu ieși afară, că nu pot veni atunci cu tine și trebuie să stai în siguranță în interior. Deci, atât siguranță față de exterior, dar să rămâi în siguranță și în interior. Și cred că doar ție ți-a mai rămas, Ruxy, bilețelul pe care scrie cariatide sau atlant. De ce? Pentru că mi s-a părut interesant că ele decorează ușa și pot ține locul unor coloane. Exact, au și rol de susținere, dar așa cum spune Vicky, și rol pentru a decora, pentru a înfrumuseța. Uite, acum îmi dau seama că pe tine te-am întrebat dacă ar fi să alegi un cuvânt cheie sau să ne spui ce-ți place ție cel mai mult la uși, ce anume ai pune în loc de concluzie pentru noi. Pentru că mie îmi plac foarte mult ușile și îmi plac foarte mult ușile istorice și dacă au ceva element decorativ, ale mele sunt. Îmi plac și ușile simple, cum spuneam mai devreme, am fotografiat foarte multe uși de fânar, de coteți de păsări, pentru că sunt foarte potrivite acolo unde sunt. Și asta îmi place de fapt cel mai mult la ușă, să fie potrivită locului unde este. O lecție foarte frumoasă pe care o putem învăța chiar și noi, să fim potriviți asemenea unei uși acolo unde suntem, să avem comportamentul adecvat și dacă e să ne referim acum exact la uși, m-aș bucura ca fiecare dintre noi să prindă lecția aceasta a prețuirii, a ceea ce este frumos în jurul nostru, a ușilor istorice, a obiectelor de patrimoniu. Acum, dragilor, aș vrea să ne luăm rămas bun. Mulțumesc mult, Ruxy, Tudor, Kevin și Vicky, pentru că astăzi ați fost aici în căsuță. Anca, îți mulțumim pentru că ai venit și ne-ai învățat. Și mulțumesc și eu. Să știi că te mai păstrăm alături de noi, pentru că și săptămâna viitoare vom avea ocazia să dezbatem un nou subiect despre patrimoniu și despre Pipin, pițigoiul albastru care descoperă lucruri interesante. Mulțumesc și echipei tehnice și vouă pentru că ne-ați urmărit. Până data viitoare, vă doresc numai bine!